Tuberculoza este una dintre cele mai mari provocări endemice, cu 1,6 milioane de decese înregistrate în 2021 la nivel global. În România, datele statistice provizorii ale Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei indică o creștere majoră în 2022 față de 2021. Au fost înregistrate 8.824 de cazuri în 2022, comparativ cu 7.618 cazuri în 2021. Aceste date reflectă noua realitate cauzată de impactul pandemiei COVID-19, care a ținut departe de spitale bolnavii suferiți de alte probleme de sănătate în afara infecției cu SARS-CoV-2, inclusiv tuberculoză. Incidența înregistrată în 2022 a ajuns la 46,1 cazuri la 100.000 de locuitori, de la 39,7 cazuri înregistrate la 100.000 de locuitori în anul precedent. Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta a dezvoltat o colaborare cu Facultatea de Geografie a Universității din București, Centrul de Analiză Integrată și Management Teritorial și Centrul de Inovație și e-Health al Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila, pentru a analiza impactul pandemiei COVID-19 asupra diagnosticării tuberculozei. În anul 2022 e prima oară când se observă tendința de creștere a cazurilor depistate după pandemia, care a avut un impact masiv asupra gradului de depistare. Aș vrea să vorbim puțin de topul celor mai frecvente afecțiuni care sunt în acest moment în institut, dacă s-a schimbat față de anii trecuți. Care sunt, să zicem, primele trei cele mai importante și frecvente afecțiuni? Cancerul, pneumonia și tuberculoza. Cel puțin în această perioadă anului, tuberculoza este diagnosticată cu forme extrem de severe, pentru că asta este problema în acest moment. Nu vorbim de tuberculoză care poate fi tratată în ambulator, pentru că, da, există această posibilitate și e foarte bine că există și proiectul Ministerului Sănătății funcționează foarte bine în ambulatoriile Institutului Marius Nasta de tuberculoză și pacienții apreciază, însă pot să vă spun că ieri, de exemplu, în urmă cu 24 de ore, aveam un singur loc la tuberculoză în spital și, din păcate, permanent în secția de terapie intensivă există un salon în care sunt pacienți cu tuberculoză. Ori acest lucru este un status post-pandemic. Tuberculoza se trata în secție, ajungeau excepțional cazuri de tuberculoză în terapie intensivă înainte de 2020. Asta ce înseamnă că oamenii n-au mai venit la doctor pe perioada pandemiei? Nici acum nu vin, depistăm foarte târziu tuberculoza. Depistăm tuberculoza cu localizare multiplă, cu forme cavitare. Dacă o radiografie cu o cavernă o vedeam foarte rar înainte de 2020, aceste imagini de tuberculoză extensivă care distrugea ambii plămâni sunt acum o normalitate, din păcate. De ce se întâmplă asta în România? Cred că s-a combinat frica de doctor, care oricum exista, pentru că avem o cultură a fricii în România, iar frica de doctor a fost principala frică care ne-a fost transmisă încă de mici. Se face doctor o injecție în limbă, mergem la doctor dacă nu ești cu minte, taci că vine cu injecție. Adică astea au fost, așa ne-am educat copiii, așa am fost și noi educați. Și atunci frica asta s-a instalat undeva, deja face parte din subconștientul nostru. Pe de altă parte, pandemia nu a ajutat deloc, pentru că a amplificat prin anumite mesaje această frică și rețeaua de sănătate în acest moment pentru foarte multe zone din țară nu oferă accesibilitate. Și atunci e ceva ce constatăm că se întâmplă și cu siguranță toată lumea vede că e nevoie de schimbare, dar schimbarea, ca să fie corect făcută, are și ea nevoie de timp. Toată lumea vorbește de eradicarea tuberculozei. Spre asta se tinde, iar în România, practic, crește numărul cazurilor. Dacă e să vorbim corect, în România nu crește numărul cazurilor de tuberculoză.
E un efect post-pandemic a gravității cazurilor și era de așteptat ce o să fie în toată lumea. Ce se întâmplă în România s-a întâmplat și în străinătate. Peste tot au scăzut diagnosticul tuberculozei în cei 2 ani de pandemie. Începe să crească din 2023 și o să vedem statisticile, însă programul nostru de screening al tuberculozei ne-a arătat că populația vulnerabilă este mai expusă la tuberculoză și vom veni cu date concrete pentru că diferențele sunt uriașe. Diferențele pe care de diagnostic a cazurilor cu tuberculoză la nivel național comparativ cu incidența tuberculozei la populația la risc. Sigur, populația care a fost oarecum adusă către caravană împreună cu ONG-urile pentru că a avut un extrem de mare rol în a ne ajuta să conștientizăm în comunitate nevoia examenului radiologic și nevoia de diagnostic. Ce a făcut bun acest proiect e că în zonele acestea, mă refer mai mult la zonele rurale, la persoanele care nu au cum să ajungă la doctor atât de ușor, prezența caravanei a permis diagnosticul și altor afecțiuni respiratorii și când ai 15% din radiografii cu modificări și 15% din 75.000 de oameni ajung în cabinetul unui medic sau primesc măcar indicația de a ajunge în cabinetul unui medic, e un plus, e un pas extraordinar în prevenirea și altor afecțiuni. Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta derulează în prezent cel mai mare program de screening activ al tuberculozei în România. Proiectul se află în ultimul an de implementare, până în acest moment intrând în screening 79.418 persoane din 33 de județe potrivit datelor parțiale de la începutul lunii ianuarie. Proiectul vizează populația din zonele rurale, cu acces dificil sau deficitar la servicii medicale, persoane fără adăpost și consumatori de droguri injectabile din marile aglomerații urbane și persoane private de libertate. Incidența depistată de caravanele mobile Screening TB în aceste zone vulnerabile este de 258,7 cazuri la 100.000 de locuitori, de 5,6 ori mai mare decât incidența calculată la nivel național.